Bună ziua! Rețeta de astăzi este un chec de post cu glazură de ciocolată. O rețetă foarte simplă, foarte rapidă, ușor de făcut, delicioasă. Acest chec îl puteți face în ocazii festive, dacă vreți să vă încântați oaspeții cu ceva bun, delicios, făcut doar din ingrediente de origine vegetală. Vă spun cu siguranță, dacă veți face acest chec, nu-și vor da seama că este făcut doar cu ingrediente de origine vegetală, pentru că părerea mea este mult mai bun decât checul făcut cu ouă, deoarece nu este necăcios. Checul cu ouă, în general, este necăcios. Când îl mănânci, simți nevoia să bei ceva lichid ca să se ducă, pentru că este necăcios, dar acest chec nu este așa. De aceea îl recomand. Pentru această rețetă am folosit pentru aluat 525 de grame de făină albă tip 650, 150 de grame de zahăr brun, 300 de ml suc de portocală, 300 de ml de apă minerală, 130 de ml de ulei, 20 de grame de praf de copt, coajă rasă de portocală sau lămâie și un praf de sare. Pentru glazură am folosit 100 de grame de ciocolată neagră îndulcită cu stevia plus o lingură de ulei vegetal și 60 de grame de ciocolată albă de post plus o lingură de ulei vegetal. Pentru decor am folosit câteva fructe uscate. Pentru început preîncălzim cuptorul la 180 de grade Celsius pentru că vom face foarte repede aluatul și nu va dura mult și trebuie să avem totul pregătit și cuptorul preîncălzit și o tavă din aceasta de chec unsă cu puțin ulei și tapetată cu făină. Și începem să facem checul. Punem făina, 525 de grame, aproximativ 2 căni cu vârf de făină albă. Eu am folosit 650, tip 650, dar puteți folosi oricare altă făină aveți. Le-am cernut pentru a oxigena făina ca să crească mai frumos și am pus 150 de grame de zahăr brun. Am folosit eu și 20 de grame de praf de copt și un praf de sare. Coajă rasă de portocală puneți după gust. Eu am pus ingredientele uscate într-un robot din acesta de bucătărie și le-am amestecat puțin. Dar dacă nu aveți un robot de bucătărie, se poate foarte bine amesteca cu un tel, nu este problemă. Am pus și sucul de portocale proaspăt stors, 300 de ml. Dacă nu aveți suc de portocale proaspăt, puteți să puneți suc din acela cumpărat, dar să fie 100% fruct. Apă minerală 300 de ml. Putem măsura cu o cană, o cană de apă, dar să fie cană de 300 de ml, o cană de apă, o cană de suc de portocale și ulei 130 de ml, aproximativ jumătate de cană. Deci se pot măsura toate aceste ingrediente și cu o cană. Două căni, aproximativ două căni de făină, două căni cu vârf, jumătate de cană de zahăr, jumătate de ulei și câte o cană de suc de portocale și apă minerală, un praf de sare și praf de copt. Deci este o rețetă foarte simplă, ușor de făcut. Punem, eu am mixat foarte puțin, câteva minute și am pus compoziția în această tavă pe care am pregătit-o dinainte și am băgat tava la cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius pentru aproximativ 45-50 de minute, depinde de cuptor, poate să dureze chiar și mai mult. Cel mai bine este testul cu scobitoarea, când aluatul este ușor rumen și când băgăm scobitoarea și rămâne uscată, nu mai rămâne aluat umed, nu este udă, umedă, atunci acest chec este gata. Eu l-am răsturnat pe un grătar ca să se răcorească, pentru că vreau să-l glazurez cu ciocolată. Când s-a răcit, am topit ciocolata pe baie de aburi, deci o punem într-un castron cu apă fierbinte. Am adăugat o lingură de ulei pentru ca această ciocolată să rămână moale, să se întărească, dar să rămână moale în momentul când o tăiem, să nu crape.
Și la fel, după ce am pus ciocolata neagră, am pus-o, am întins-o cu o lingură și am luat chiar și de sub ce a căzut în tavă și am pus. Apoi am glazurat și cu ciocolata albă. Toate acestea sunt opționale. Dacă doriți să o glazurați, sau puteți să lăsați pur și simplu așa și să-l dați cu puțină zahăr pudră sau dacă folosiți sau pudră de stevia. Și l-am decorat cu fructe din acestea uscate, pentru că eu nu folosesc fructe proaspete în decorul prăjiturilor sau în amestec cu în alimente gătite. Deci fructele le consum doar separat, așa este sănătos. Așa arată cake-ul în interior, deci este destul de crescut și foarte delicios. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă. Totodată, dacă v-a plăcut, vă rog să dați un like și să vă abonați. La revedere! O zi bună!